Cum determinați volumul unui obiect cu forma neregulată? Turnați apă într-un vas gradat, suficient de mare pentru a încăpea în el corpul al cărui volum îl măsurați. Aveți grijă ca vasul să nu fie plin cu apă. Citiți gradația indicată. Introduceți obiectul în vas și citiți noua gradație până la care s-a ridicat apa. Diferența dintre cele două măsurători este volumul obiectului.